Haideți să spunem că nu prea mult slăbit să fie Domnul. Suntem în preajma cuvântului Domnului și până acum am fost. De fapt, în casa Domnului suntem cu acest scop și sper că suntem cu acest scop ca să ne apropiem mai mult de Dumnezeu și doresc ca Dumnezeu să binecuvânteze pe fiecare care în această seară este prezent aici și în continuare să ne dea un cuvânt potrivit cu nevoia noastră fiecare. Azi dimineața s-a vorbit aici despre venirea Domnului și cuvântul Domnului ne îndemna că trebuie să fim treji, adică să fim atenți, să fim în tot timpul gata ca să-L așteptăm pe Domnul Iisus Hristos. Multe sunt motivele în această viață pentru care oamenii stau în loc, pentru care oamenii sacrifică timp și își dedică viața lor. Dar Domnul Iisus într-o împrejurare, atunci când vorbea cu Marta și Maria, îi spunea Martei, care era foarte preocupată de multe lucruri și nu ele. Marta se îngrija de fapt de lucruri în gospodărie. Dar Domnul Iisus sublinea și spunea: Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijorezi tu și te îngrijești. Dar un singur lucru trebuiește. Și continuă Domnul Iisus cu un exemplu în fața Martei și din această zi cuvântul Domnului are și un exemplu valabil pentru noi. Spunea: Maria și-a ales partea cea bună. Nu doar partea cea bună, pentru că sunt părți bune, temporare în viața asta. Dar Domnul Iisus spunea care nu îi se va lua niciodată. Ce mare har să auzi din gura însuși a Domnului Iisus Hristos să-mi spună, să-ți spună că în alegarea ta pe acest moment, în umblarea ta, ai ales partea cea bună, care nu ți se va lua niciodată. Cred că nu există un scop mai înalt în viața aceasta decât să știi că ai ales ce a trebuit să alegi la momentul potrivit și că această alegere o ții până la capăt și poți să te bucuri pentru veșnicie. Iisus Hristos în această împrejurare, ați auzit cu toții care ați fost deja aici veniți, că Domnul Iisus nu se afla în niciun sinagogă, nici într-o adunare, în momentul în care se petrece această lucrare, această experiență frumoasă, ci era într-o casă. Într-o casă. Ceea ce ne poate sugera și din care putem să învățăm că Domnul Iisus Dumnezeu nu este condiționat de un anume loc, de o anumită biserică sau adunare, de o anumită casă, de o anumită țară, de o anumită naționalitate, ca să lucreze, ca să dea mântuire, ca să dea viața veșnică. Ceea ce face diferența este persoana implicată, persoana cu care are de-a face Dumnezeu și ea, persoana cu Dumnezeu însuși. Iisus Hristos a avut o misiune clară când a venit pe acest pământ. Și această misiune o are și pentru noi. În această misiune ne-a încadrat și pe noi. Nici unul din lumea aceasta nu este sortit, nu este predestinat și s-a spus deja aici, la pierzare, la iadul care a fost pregătit. Pentru că iadul n-a fost pregătit pentru oameni. Iadul a fost pregătit pentru diavol și pentru îngerii lui care, cu bună știință, au ales să se răzvătească la un moment dat împotriva lui Dumnezeu. Dar, din păcate, din nefericire, acest loc va primi și în acest loc vor fi trimiși, chiar dacă vor voi sau nu, toți acei care au întors spatele harului, darului venit din cer, celor care au întors spatele unicei șanse în această viață, anume Iisus Hristos. Pentru că El este calea, El este adevărul și viața. Nu există viață fără Iisus Hristos. Și scopul pentru care a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Aceasta o găsim în Luca, în capitolul 19, când un om, spunem noi, nedorit, nesuferit, neagreat de cei din jur, pe nume Zacheu, a avut o întâlnire cu Domnul Iisus Hristos și Iisus a intrat în casa Lui. Și a fost judecat Domnul Iisus Hristos. Cum? Versetul 7. Când au văzut lucrul acesta, toți cârdeau. Cine? Cei prezenți care erau acolo, care la fel pentru ei șansa mântuirii era la fel dăruită. Dar i-au ales altceva. Cârdeau și ziceau: a intrat să găzduiască la un om păcătos. Dar Zacheu, omul transformat, a stat înaintea Domnului ca și cum nimeni nu-l insulta,
Nimeni nu era împotrivă și a spus, Doamne, iată, jumătate din avuția mea o dau săracilor și dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit. Iisus i-a zis, astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, căci și el este fiul lui Avram. Un răspuns a unui om care pune în momentul acela. N-a avut o întâlnire cu Domnul Iisus Hristos, dar întâlnirea cu Domnul Iisus i-a schimbat viața și ceea ce vreau să ne încăm, întâlnirea cu cuvântul Domnului, confruntarea cu cuvântul Domnului face ceva în viața noastră. Să nu uităm, nu putem să rămânem neutri în fața cuvântului Dumnezeu. Am vrea noi și de multe ori am vrea să și evităm să auzim cuvântul Domnului. Dar Domnul Iisus a spus, toți oamenii vor fi judecați după această Evanghelie. Așa că, în fața cuvântului Dumnezeu, nimeni nu poate să se eschiveze și să o ia pe altă cale, să se ascundă. Ori transformă viața noastră în chipul lui Hristos, în forma care vrea Dumnezeu să o realizeze în viața noastră, ori cealaltă latură care nu-i de dorit pentru niciun om, să fim condamnați de acest cuvânt. Pentru că mulți au fost în prezența cuvântului lui Dumnezeu. Mulți au avut întâlnire cu Domnul Iisus Hristos și aș vrea scurt să vă aduc aminte de un tânăr care avea perspectivele înaintea lui, care se gândea cum viața îmi stă înainte și aș vrea și să ajung în cer să fiu mântuit. Pentru că cine dă o asemenea șansă să fii fericit și în viața asta și o eternitate? Asta spunea Domnul Iisus, eu sunt viața, viața veșnică e la mine. Și acest tânăr le dorea pe amândouă. Dar din păcate, în întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos, când Iisus i-a spus, poți să fii mântuit, dar nu oricum. Sunt niște condiții ca să fii mântuit. Tânărul și-a făcut calculele și a spus, mai bine aici. Ce în mână, cum zicem noi, nu-i minciună. Ce pot trăi azi, nu știu dacă mai pot trăi mâine. Și cine știe, spun oamenii și uneori auzim poate și printre noi. Și Solomon la un moment dat a zis, cine știe dacă Duhul omului se duce sus sau jos. De ce? Pentru că oamenii sunt liberi să facă alegeri. Dar ceea ce vreau să subliniez, spunea Domnul Iisus atunci când Zacheu stătea în fața lui, Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut și se încheie aici. Orice ar fi spus cei din jurul Domnului Iisus în acel moment, că le-a plăcut, că nu le-a plăcut și vedem că nu le-a plăcut. Domnul Iisus a spus clar, misiunea lui este una și nimeni nu se poate opune. Când Dumnezeu ia o decizie, când Dumnezeu vrea să-și ducă planul la îndeplinire, nimeni nu poate să stea împotrivă. Ceea ce poate să stea împotrivă, totuși, ceea ce ar putea să ne despartă de dragostea extraordinară a Dumnezeu, e un singur lucru, o inimă, care Dumnezeu ne-a dat nouă. Ne-a dat această responsabilitate și această libertate să alegem ce facem cu ea. O inimă rea și necredincioasă. E suficient să te abții. E suficient să spui nu chemării Dumnezeu, pentru că deja ai ales. Am spus, nu există cale de liber. Ori ești binecuvântat prin cuvântul lui Dumnezeu, ori beneficiezi de promisiunile lui Dumnezeu, ori te încadrezi în cealaltă categorie în care se încadrează diavolul și îngerii lui care s-au răzvrătit, care au vrut altceva. Îmi doresc pentru mine, în primul rând, și pentru fiecare în această seară și pentru toți oamenii, pentru Dumnezeu dorește aceasta, să alegem partea cea bună și anume, viața veșnică. Și Domnul să ne ajute, dacă sunt în această seară, pot să fie tineri, pot să fie copii, pot să fie vârstnici, care poate au stat în cumpănă, pentru că, uitați, în cuvântul Domnului sunt oameni care au stat în cumpănă, împărați, care nu știau ce să creadă. În fața lui Ioan Botezătorul spune că Irod nu mai știa ce să creadă. Dar pentru că nu a ales, nu și-a dorit inima lui Dumnezeu, a fost copleșită, a fost întunecată și alegerea a făcut-o greșită. Iisus Hristos a venit cu acest scop și în Ioan, în capitolul 1, cu 14, vreau ca să citim. Cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr.
Cuvântul lui Dumnezeu, acest mesaj al lui Dumnezeu de mântuire pentru oameni, trebuia să se materializeze. Pentru ca noi să vedem, pentru ca noi să înțelegem și continuă același verset și noi am privit cu ochii aceștia, oamenii din vremea aceea și noi astăzi, prin cuvântul lui Dumnezeu, prin credință, am privit slava Lui. O slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Și cuvântul Domnului tot în acest capitol spune tuturor, versetul 12, tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu. Să înțelegem, această lucrare de mântuire este destinată pentru toți oamenii, fără deosebire, fără excepție. Cuvântul s-a făcut trup, a locuit printre noi. Ne-a rămas acest cuvânt, așa cum s-a spus azi dimineață, pentru ca să credem în aceste Scripturi și astfel viața noastră să fie transformată și să putem să fim cu adevărat niște posesori, să intrăm în binecuvântarea care Dumnezeu a pregătit-o pentru noi, viața veșnică. Dar pentru aceasta trebuie să privim cu ochii noștri, să alegem cu inima noastră și să acționăm. Iisus Hristos a fost chemat într-o casă. Într-o casă unui om care era bine văzut, un om moral, un om de talie înaltă. Era un fariseu și fariseii erau o categorie în fața cărora oamenii făceau plecăciuni, pe care oamenii îi respectau. Chiar dacă uneori, poate în inima lor, nu le convenea anumite lucruri, dar erau niște oameni respectați în societate. Fariseii pretindeau chiar acest lucru. Și Iisus Hristos putea să zică, nu, la voi nu vin. Dacă vom citi cuvântul Domnului, vom vedea că în Luca, în capitolul 15, versetul 1, spune, toți vameșii și păcătoșii se apropiau de Iisus ca să-L asculte. Am citit mai înainte că Iisus de aia a venit să caute și să mântuiască pe păcătoși, pe cei care erau pierduți. Și vedem aici, versetul 2, fariseii și cărturarii cârteau. Nu, de ce ei? Ei nu pot să se califice. Ei nu se ridică la standardul moral care suntem noi. Și ei se băteau cu pumnul în piept, cu această stare spirituală care ei și-o pretindeau. Fariseii și cărturarii cânteau și zicea, omul acesta primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. Și l-a acuzat pe Domnul Iisus Hristos. Versetul 7 spune cuvântul Domnului, după ce dă un exemplu cu un păstor care își lasă oile pe izlaiți ca să caute pe cea pierdută, spune, tot așa vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește decât pentru 99 de oameni neprihăniți, care n-au nevoie de pocăință. În lumea aceasta întâlnim și sunt astfel de categorii de oameni. Oameni din calea afară, zicem noi, din date catalogăm, de păcătoși. Oameni care nici nu merită să răsară soarele peste ei. Nici nu merită să plouă peste ei. Și Domnul Iisus spunea, Tată din cerul face să răsară. Dă ploaie și peste cei buni și peste cei răi. Noi încercăm să punem etichete peste oameni. Așa au făcut și acești oameni. Dar Domnul Iisus n-a făcut diferență în umblarea Lui pe acest pământ. Asta a fost misiunea Lui. Dacă citim în Matei, în capitolul 4, cu versetul 17, de atunci încolo Iisus a început să-L propovădească și să zică, pocăiți-vă, căci împărăția cerului este aproape. Acest mesaj era pentru toți oamenii. Și în versetul 23 spune, Iisus străbătea toată Galileea, învățând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia împărăției și tămăduind orice boală și orice neputință care era norod. Iisus Hristos mergea peste tot. Într-un cuvânt, nu făcea nicio diferență. Și a ajuns în casa acestui om. A fost chemat de Iisus, de acest fariseu, Iisus să stea la masă. Domnul Iisus știa care o lucrare. Oriunde merge, să vestească pocăința. Aducea această veste bună că toți oamenii pot să fie salvați. Toți oamenii au nevoie de mântuire. Au nevoie de iertare. Și a intrat în casa acestui om. Am spune noi, o casă frumoasă nu era o casă de păcătoși, unde poate, cu câteva minute înainte, se petrecea lucruri care Dumnezeu le urăște. Era o casă a unui fariseu.
o casă unde probabil obiectele religioase probabil erau în acea casă. Și am spune noi, da, aici să meargă Iisus. Și spunem și noi, da, să vină Domnul Iisus în Betele, Moreal. Aici o biserică deosebită și Domnul să ajute să fie așa. Amin? Dacă vrem, noi suntem biserica, nu scrădirea aceasta. Cu pereții putem să zidrăvim frumos și să spună cineva care privește pereții, da, e biserică frumoasă, nu asta. Când privește Dumnezeu înăuntru, ce spune despre noi. Și probabil și cei care erau pe lângă fariseu se gândeau, da, a venit Iisus Hristos. Unii dintre ei erau curioși, alții vreau să-L prindă cu vorba, cu omidarea pe citim în Evanghelie, că ăsta era scopul majoritatea. Dar majoritatea dintre farisei, dintre cărturari, dintre saducei, când au vrut să primească, cei mai mulți, spune că au zădărnicit, adică au anulat, au dat deoparte, au refuzat. Și anume, planul. A avut Dumnezeu și pentru ei un plan. De aia a trimis pe Iisus la poporul Israel. Au refuzat și au zădărnicit acest plan care le era și lor oferit. Neprimind botezul lui Ioan și singur și-au ales destinul. În această casă, Domnul Iisus intră. Dacă vine Domnul Iisus, așa să vedem cu ochii aceștia, că noi știm că El ne-a promis că unde sunt doi sau trei adunați în numele Lui, El e prezent. Noi credem lucrul acesta și știu că este aici. Dar dacă ar fi să-L vedem noi cu ochii aceștia, oare cum ne-am purtat? Pentru că noi de multe ori, dacă nu e nimeni lângă noi, dacă nu sunt părinții, dacă nu sunt frați, dacă nu sunt cei care ne cunosc, suntem mai liberi, ne permitem poate mai mult. Dar dacă ar fi să vedem pe Domnul Iisus tot timpul cu noi, oare am fi incomodați de prezența Lui? Oare ne-ar deranja? Sau am fi bucuroși? Casa noastră, casa aceasta de rugăciune poate să fie un loc al prezenței Domnului sau, atenție, poate să fie un loc în care Dumnezeu să nu privească cu plăcere. Și acum o să întrebați, e posibil așa ceva? Vedem din cuvântul Domnului că e posibil. Iisus Hristos se îndrepta spre Ierusalim, mai avea câteva zile până la jertfa supremă care avea să o aducă. Și a intrat unde? În casa lui Dumnezeu? În templu. Și în loc să zică, în sfârșit, pot să mă odihnesc, că spune și psalmul, psalmistul, până și pasăra își găsește un loc și rândunica unde își pune pui, într-adevăr, un loc al prezenței lui Dumnezeu. Asta se dorea. Dar Iisus Hristos face altceva. Nici măcar nu spune un cuvânt, ci ea spune niște ștreamuri. Și trebuie să ia atitudine, pentru că în casa lui Dumnezeu s-a strecurat ceea ce Dumnezeu nu voise să intre niciodată. Să nu uităm casa de rugăciune. Noi determinăm ce specific. La ce consacrăm această casă de rugăciune? Iisus a spus, casa Tatălui meu se va numi casă de rugăciune pentru toate viacurile, dar voi ați transformat-o și asta continuă o peștere de tâlhari. Ce vreau să spun cu asta? Casa lui Dumnezeu suntem noi și toți suntem în acest ordinare. Noi determinăm ce vrem să fim. Putem să fim cu adevărat un templu al Duhului Sfânt, un loc în care Dumnezeu să-și găsească plăcerea, în care să răpuiască, așa cum a promis Iisus Hristos în Iisus și a spus, dacă mă iubește cineva, dacă mă iubește, că nu poți să urmezi dacă nu iubești. O faci din un interes temporar, dar se sfârșește. Dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și Tatăl meu îl va iubi. Noi vom veni la el și vom locui împreună cu el. Ar fi vrut Iisus casa acestui fariseu să devină un loc al prezenței lui Dumnezeu. Un loc din momentul acela să fie un loc cu totul deosebit. Un loc în care păcătoșii să vină și să-și găsească alinare, să găsească iertare la păcate, să găsească cu adevărat un sens pentru viața lor. Dar vedem că acest om nu face nici măcar niște lucruri elementare. Atunci când vine sau când chemăm pe cineva la noi, căutăm ca să împlinim toate condițiile, să se simtă ca și un safir, nu-i așa? Uitați-vă, cultura lor,
cultura ideilor. Atunci când venea cineva acasă, se obișnuia ca să îi dea un ian să spele picioarele celui om. Dacă era un om de o stare mai joasă, de o stare socială mai joasă, de exemplu, el fariseu, și vine un iudeu de la templu la el. El, în cultura lor, ca și binevenit, ca și o bună întâmpinare, trebuia să ducă un ian cu apă și să-i dea să-și spele picioarele. Dacă era de același nivel, de aceeași stare socială, să zic, vine un fariseu, coleg de-a lui, să spunem așa, trebuia ca să îi ducă ianul și trebuia ca să îl spere pe picioare. Dacă era cineva mai sus, cu atât mai mult, trebuia să dea cinste și să facă totul pentru acea persoană. A intrat Domnul Iisus în casa acestui om și nici măcar nu i-a dat un ian cu apă. Acest om, din câte am văzut, din câte am înțeles, nu avea un gând curat, un gând sincer, ca să primească de la Domnul Iisus ceva, ca să fie îmbogățit, ca să găsească cu adevărat mântuirea și sensul pentru viața lui. De ce? Spune Domnul Iisus. Versetul 45. Versetul 44, aș vrea să citesc. Am intrat în casa ta și nu mi-ai dat apă pentru spăla picioarele. Tu nu mi-ai dat sărutare. Capul nu mi l-ai uns unde lemn. N-a făcut nimic. Cu aceste cuvinte, înțeleg, și citind și în versetul 49, cei ce cedeau cu el la masă au început să zică între ei, cine este acesta? Aveau rezerve. Nu considera pe Iisus Hristos fiind Fiul lui Dumnezeu Mesia. Și astfel, el a primit degeaba. Nu-i suficient să cântăm, nu-i suficient să spunem că vine Domnul Iisus la noi. Nu-i suficient să ne rugăm dacă nu suntem dispuși ca să ascultăm de Domnul Iisus Hristos. Dacă nu suntem dispuși ca viața noastră să-i o dăm lui, să lăsăm pe el să conducă destinul vieții noastre și viitorul nostru. Acest om avea o imagine despre el că el e cineva. Chiar superior față de Domnul Iisus Hristos. Dar uitați, Domnul Iisus care cunoștea inima, n-a zis, nu vin la tine, că ești învățat. Pentru că dacă vom citi în cuvântul Domnului, vom vedea că atunci când caracterizează pe ei, le spune, vai de voi, și aș vrea să citesc câteva cuvinte să vedem ce spuneau și ce făceau. Și Domnul Iisus nu spunea că ceea ce ei afirmă e greșit. Dar ceea ce Domnul Iisus nu putea să admită, să accepte, era viața lor, practica lor. Pentru că noi vorbim frumos, putem să vorbim frumos, dar ceea ce contează în fața lui Dumnezeu e viața trăită. Pentru că Dumnezeu privește dincolo de vorbe. Dumnezeu vede ce este în inima noastră. Și a văzut și ce e în inima acestor oameni. Și cu toate acestea a intrat. Și a fost o mărturie, a fost o lumină, a fost un drum către cer pentru ei. Atunci Iisus, pe când cuvânta 23:1 din Matei, gloatelor și ucenicilor săi a zis cărturarii și fariseii, șed pe scaunul lui Moise. Li s-a dat, să zic, această poziție de învățători, de oameni care trebuie să-ți transmită mai departe voia lui Dumnezeu. Deci, toate lucrurile pe care vă spun e să le păziți, păziți-le și faceți-le, dar după faptele lor să nu faceți. Că ce zic, dar nu fac. El leagă sarcini grele și cu nevoie de purtat și de cu pe umerii oamenilor. Dar ei nici cu degetul nu vor să le admiște. Toate faptele lor le fac. Pentru ca să fie văzut de oameni. Și continuă mai departe, Domnul Iisus, cu această descriere a oamenilor din această categorie a fariseilor. Umblă după locurile din tâi la ospeții și după scaune din tâi în sinagogi. Le place să le facă oamenii plecăciuni cu pieze și să le zică rabi, rabi. Și Domnul Iisus spune, nu, voi să nu faceți așa. Cel mai mare dintre voi să fie slujitorul vostru. Oricine se va înălța va fi smerit și oricine se va smeri va fi înălțat. Și Domnul Iisus îi confruntă în față și spune, vai de voi, cărturași și farisei cățarnici, pentru că voi închideți oamenilor împărăția cerurilor, nici voi nu intrați în ea și nici pe cei ce vor să intre, nu-i lăsați să intre. Vai de voi, cărturari și farisei cățarnici,
pentru că voi mâncați casele văduvelor în timp ce de ochii lumii faceți rugăciuni lungi, de aceea veți lua o mai mare osândă. Vai de voi cărturași și farisei fățarnici, pentru că voi conjurați marea și pământul ca să faceți un tovarăș de credință și după ce a ajuns tovarăș de credință, faceți din el un fiu al ghienei, de două ori mai rău decât sunteți voi înșivă. Vai de voi, povățuitori orbi, și mă opresc aici. Sunt multe cuvintele și sunt grele. Am spune noi, cum se poate așa ceva? Cât de înșelați au fost oamenii în vremea aceea, dar hai să revenim la noi. Privind Domnul Iisus în viața noastră, în familia noastră, în adunarea noastră, oare ce poate să spună? Pentru că noi putem să avem imagini bune, să dăm o imagine bună celor de afară și chiar poate să fim respectați. Poate pe nedrept. S-a auzit cuvinte de laudă și Dumnezeu știe și noi cât e de pocăință acolo, cât e nevoie de pocăință și de schimbare în viața noastră. Dar Domnul Iisus spune, atenție la fapte, la faptele lor să nu faceți. Ce bine ar fi fost să fi înțeles acest om și acei oameni din casa aceea, dar se pare că se încheie această ipostază, acest, să zic, pasaj cu un dialog între Domnul Iisus și o persoană. Credința ta te-a mântuit. Du-te în pace. În acest cadru, neprienic, spune noi, a intrat cineva, o persoană. O persoană nedorită de cei din casă. O persoană neagreată de cei din jurul ei, cunoscută. Și chiar titlul acestui pasaj, dacă am fost atenți, dacă am deschis Biblia, este Femeia păcătoasă. Femeia păcătoasă. Și am spune noi, de oare de ce să fie în cuvântul Domnului asemenea titlu? Nu Domnul Iisus a dat acest titlu, ci cei care au tradus Sfânta Scriptură. Și aș vrea să merg mai departe să spun, nu există om atât de păcătos în aceasta, care să nu poată să fie iertat. Nu există păcat prea greu în fața lui Dumnezeu, care să nu poată să fie iertat. Un alt lucru care aș vrea să medităm la el. Vedem poate pe cât un om care vine din lume, un om care a trăit departe cu Dumnezeu. Și vedem râna lui, dragostea lui pentru Dumnezeu și parcă nu înțelegem. Oare de ce această atitudine pe acea persoană? Și poate chiar îl judecăm și spunem, te auzeam, spunea un frate într-o predică, intră în casă de rugăciune o asemenea persoană și cu dorința de a împărtăși celorlalți, cu râvnă pentru lucrarea lui Dumnezeu, să facă ceva, să pună umărul, să spună la alții, pentru că uitați-vă în cuvântul Domnului, toți care au fost atinși de Domnul, n-au putut să tacă. Chiar dacă Domnul Iisus le-a spus cu tot din adinsul să nu spună nimănui, spune că n-a ieșit bine din acel loc, după ce a primit salvare, că a început să strige în gura mare. De ce? Că nu mai poți să taci. Dar știți care e secretul? L-a spus Domnul Iisus în această pildă. Cui se iartă mult, iubește mult. Când o persoană păcătoasă din care afară ajunge în prezența Sfințeniei lui Dumnezeu și își înțelege păcătoșenia, își înțelege starea de urgență, nenorocirea în care se află, riscul de a nu mai avea o a doua șansă și primești dintr-o dată acel dar nemeritat al mântuirii, iertarea, salvarea sufletului. Păi ce face acel om? Imaginați-vă un sclav care e condamnat toată viața să muncească și să fie eliberat acest sclav de o persoană amabilă care vine și spune de astăzi ești al meu, de astăzi ești liber. Acea persoană va fi extraordinar, nici nu poate să-și imagineze, nici nu și-a imaginat vreodată că ar putea în viața ei să aibă loc acest lucru, să aibă din nou puterea, libertatea ca să poată să meargă la ei. Ceea ce e trist că noi, care poate zicem ca și acest fariseu, Domnule, nu mai iertat mult. Eu am fost de când, eu m-am născut în familie de credincioși. Pe mine părinții m-au dus la biserică și eu am mai călcat așa pe alături, dar nu mă compara cu ăla.
Vă spun că și iubirea mea față de Dumnezeu nu este aceeași ca acel om care a conștientizat de unde l-a scos Dumnezeu. Care a conștientizat lucrarea Harului, pentru că nu merita să fie liber. Nu merita să fie izbăvit de la iad, de la pierzare veșnică. Dar când realizează de unde l-a scos Dumnezeu și ce destinație, ce destin are, nu poate să fie indiferent. Va sări în sus de bucurie în fiecare zi și va lăuda pe Domnul. Și vor veni frații mai vechi, cei care n-au fost iertați așa de mult, ce stai liniștit acolo pe bancă. Și asta e ideea care o spunea fratele în predică. Imediat în urmă, Domnule, și ce stai liniștit că să revii. Și o să fii și tu ca noi. În loc să înțelegem, în loc să conștientizăm acel moment, să ne trezim, stai puțin, că și eu sunt atât de păcătos ca el. Problema e că nu văd. Problema că am lăsat alte lucruri să mă orbească ochii. Să nu văd harul măreț care Dumnezeu mi l-a dat și mie. Pentru că toți, spune Romani 3:23, toți au păcătuit. Și acum spune bine, dar nu toți au păcătuit la fel. Dar continuă și spune, și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Nu zice, sunt lipsiți de o parte din slava lui Dumnezeu. Sunt un loc așa gri, într-un loc așa de protecție, nu sunt ca ceilalți. Dacă Iisus Hristos nu venea din cer, toți aveam aceeași destinație, mai mult sau mai puțin, cum zicem noi, păcătoși. Și anume, pierzarea veșnică de la fața lui Dumnezeu. Ceea ce este important să înțelegem în această zi, că toți suntem păcătoși și când vorbim de păcătoși, înainte Dumnezeu, o singură înțelepciune, un singur gest vinovat, înseamnă păcat și ne-a descalificat. Și prin puterea noastră, prin puterea omului, nimeni nu poate să ajungă în cer. Pentru că toți ne naștem în păcat. Dar ceea ce este important de asemenea să înțelegem, Iisus Hristos vrea ca să ne facă să vedem starea noastră. Unii și-o văd, s-o văd suficient. Și în această casă a intrat o femeie care și-a văzut starea. Era o femeie păcătoasă. O femeie care cu câtva timp în urmă s-a întâmplat ceva în viața ei. Nu știm ce viață a dus, dar o viață desprăvălată. O viață în păcat. Și era cunoscută de toți. Și era marginalizată de toți. Era etichetată deja. Știau, când a intrat acolo acea femeie, în casa acestui fariseu și nu știu cum a reușit să se strecoare, dar Domnul Iisus a știut că ea va fi mântuită în acea zi, în acea împrejurare. Dar vom vedea că s-a întâmplat ceva cu câtva timp în urmă. De ce? Când a aflat, spune, versetul 37, a aflat că el era la masă în casa fariseului și n-a zis, am auzit ceva despre Iisus, hai să văd oare ce vrea să-i spună. Hai să văd dacă o să fie rentabilă oferta care el o să-mi dea. Putea să-și spună lucrul ăsta. S-a dus și tânărul, l-a spus la început. Și a spus, Doamne, ce bine să fac să am viața veșnică. Putea așa să spună, uite, eu sunt o păcătoasă. Da. Dacă tu îmi dai în această zi o viață mai fericită decât eu am trăit până acum, așa, credeai acum în punct, eu mă gândesc și poate te urmez. Această femeie nu spune, când a aflat, a luat un vas de alabastru numit mirositor, care era foarte scump. Și stătea înapoi, lângă picioarele lui Iisus și plângea. Asta mă face să înțeleg că în viața ei, cândva s-a întâmplat ceva, a fost confruntată cu păcătoșenia ei. Nu știu în ce împrejurare. I-au spus cineva alții despre Domnul Iisus. Chiar ea a asistat, a luat parte la una din adunările Domnului Iisus, în timp ce le vorbea oamenilor și învăța. Nu știu, dar ceea ce sunt convins, că ea, deja în inima ei, a avut loc o schimbare. A avut loc un moment în care i-a fost scârbă de viața ei. Un moment în care își dorea să aibă un nou început. Și a înțeles că singura persoană care poate să schimbe sensul vieții ei și destinul este Iisus Hristos. Pentru că a intrat în casă, în timp ce celălalt priveau pe Iisus Hristos cu un spirit de critică, cu un spirit de nemulțumire și chiar acest fariseu spune, versetul 39, omul acesta despre Domnul Iisus spunea, dacă ar fi proroc, a ști cine și ce fel de femeie este cea care se atinge de el, că este o păcătoasă. Poate cuvinte, n-ar permite așa ceva.
Dar acea femeie era momentul pocăinței ei. Era momentul în care privea trecutul ei cu scârbă. Era momentul în care ea își dorea cineva să vină și să-i spună: există o șansă pentru tine. Tu poți să ai un nou început. Tu poți să ai un destin fericit. Și nimeni decât Iisus Hristos. Nimeni n-a reușit acest lucru. Pentru că s-a dus acolo și a fost un moment vizibil al pocăinței ei. Eu cred că acea femeie și-a plâns și înainte de acele păcate și trecutul ei. Dar în acel moment simțea nevoia ca să se descarce, să se prăbușească la picioarele Domnului Iisus Hristos. Și când a aflat Iisus acolo, n-a mai pierdut o clipă, pentru că vrea să fie cu adevărat salvată, să fie cu adevărat eliberată, cu adevărat să fie reabilitată. Și această femeie nu ține cont de nimeni și de nimic, ci se aruncă la picioarele Domnului Iisus Hristos. Dacă Simeon n-a făcut nici cele mai elementare gesturi de curtoazie și de amabilitate, această femeie, în pocăința ei, în durerea ei pentru păcatul ei, se prăbușește și spune că curgea și roaie de lacrimi și spăla picioarele Domnului Iisus și le ștergea cu părul capului ei și le ungea cu mir. Ce frumoasă imagine a unui om, a unei persoane care este confruntată cu Evanghelia, care își vede starea de păcat, care vrea să fie salvată, care se agață de cel care poate să o salveze și crede în cel care a salvat-o. Acel moment a fost un moment decisiv pentru această femeie și în ciuda afirmațiilor celorlalți, în ciuda comentariilor, ea era în fața lui Iisus Hristos și ce era mai important era ce spune Iisus Hristos în dreptul ei. Sunt multe situații în cuvântul Domnului în care oameni vin înaintea Domnului și văzându-și starea vor să fie iertați, vor să fie ridicați, vor să fie salvați. Și în acel moment al întâlnirii cu Domnul Iisus Hristos are loc pocăința, are loc întoarcerea radicală spre Dumnezeu și un nou început. Domnul Iisus Hristos a spus așa de frumos, versetul 48, iertate îți sunt păcatele. Și replică la acest fariseu, în versetul 47 spune: de aceea spun, păcatele care sunt multe sunt iertate, căci a iubit mult. Să nu înțelegem greșit, aș vrea să citesc până la sfârșit acest verset. Dar cui îi se iartă puțin, iubește puțin. Adică, am fost iertați, sau consideră că am fost iertați puțin, dăm cu măsură. Suntem foarte atenți. Nu ne dăruim toată inima. Suntem de multe ori duplicitari. Vrem și cu Dumnezeu, dar vrem și cu ceea ce vrem noi, cu plăcerile noastre. Cui i s-a iertat mult, va iubi mult. Ca dovadă că ei s-a iertat mult, i-a înțeles Iisus Hristos. I-a refăcut. I-a salvat destinul și viitorul ei. Spune că copleșită de recunoștință, de mulțumire, era scăldată în lacrimi, în acele lacrimi ale pocăinței, ale recunoașterii că Iisus Hristos a salvat-o și pe ea. Iubește mult. De tot. De-aia a venit ea de acasă, pregătită. Ea a izbunit în lacrimi, pentru că ei s-a iertat mult. A înțeles ce grea era povara păcatului, care l-a păsat, care l-a măcinat, care n-a făcut-o fericită. Chiar dacă poate și-a imaginat că ar face-o fericită. A ajuns un punct în viața ei când și-a dat seama că tot ce s-a întâmplat până acolo n-a fost decât dezamăgire și o nenorocire. A ruinat viața ei. Dar Iisus Hristos ridică din genunchi. Slăvit să fie ea. Iisus ridică din noroi. Acolo unde oamenii nu mai au nimic de spus, nu mai au nicio salvare. Iisus Hristos are ultimul cuvânt și spune: femeie, iertate-ți în păcate, versetul 47. Cei ce ședeau la masă au început să zică între ei: ce este acesta de iartă chiar și păcatele? Dar Iisus a zis femeii: credința ta, nu credința nimănui, credința ta te-a mântuit. Du-te în pace. Am auzit și acea pildă cu acel actor din care i s-a iertat mult și celălalt care i s-a iertat puțin. Și normal, cel care a înțeles că i s-a iertat așa de mult, n-a mai contat nimic acela pentru
slujire decât să-și consacre, să-și dorească viața, ci în care i-a iertat toată datoria, pentru că acolo era proroc pe viață. Noi eram pierduți pentru veșnicie, nu pentru o viață de 50, 80, 10, 20 de ani. Pentru veșnicie eram pierduți. Iisus Hristos a făcut pentru noi ceea ce nimeni nu putea să facă. A plătit prețul salvării noastre. Ceea ce este important, dragi frați și surori, să vedem acest preț și să vedem de unde ne-a scos. Isaia 51, cuvântul Domnului spune și face ca și o avertizare, ca și o chemare a poporului. Versetul 1. Ascultați-mă voi care umblați după neprihănire, care căutați pe Domnul. Priviți spre stânca din care ați fost ciopliți, spre gaura gropii din care ați fost scoși. Dacă nu vom privi acolo, ni se pare că noi suntem neprihăniți, ni se pare că noi suntem buni, ni se pare că noi suntem cineva. Și ajunge să ne comparăm cu alții. Niciodată să nu facem asta. Chiar dacă ne încearcă aceste gânduri, ne încearcă. Doream să ne comparăm cu Sfințenia lui Dumnezeu. Să ne comparăm cu ceea ce a făcut El pentru noi, ce nimeni nu putea să facă. Și privind la harul care ne-a fost dăruit, adică darul nemeritat nouă, să ne vedem ticăloșia din care am fost scoși și din care mai vrea Dumnezeu să ne scoată. Și să căutăm mântuirea, să căutăm voia lui Dumnezeu. Să nu uităm ceea ce ne, ce ne revine nouă, fiecare dintre noi. Pocăința este atât pentru cei care se întorc la Dumnezeu din lumea aceasta, dar și pentru noi. Ca să ne pocăim, nu putem să ne dăm seama că trebuie să ne pocăim. Știți când? Nu îți dai seama că trebuie să te speli dacă tu n-ai nicio oglindă în casă. Nu e nimeni în jurul tău. Iar tu ești murdar în spate, de unde sunt. Nu o să poți să te vezi. De multe ori la școală știu că făceau glume copiii și puneau etichete și o lipeau pe spate și mergeai toată ziua. Dacă nimeni nu se oprea lângă tine din amabilitate să spună, auzi, vezi că cineva își bate joc de tine. Pentru că e nevoie ca să vezi acea problemă. Nu vom putea să ne dăm seama că avem nevoie de pocăință, că avem nevoie să fim salvați, chiar în adunare fiind. De anumite lucruri care caută să ne copleșească și pe care Apostolul Pavel spune și Apostolul Pavel să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lezne, pe neobservate, lucruri mici care devin mari și noi zicem că suntem cu Domnul. Dar când luăm cuvântul lui Dumnezeu oglinda la care trebuie să ne raportăm, când vedem Sfințenia lui Dumnezeu, ne dăm seama și aici, și acolo, și aici, și acolo, și citim, ne dăm seama cât are de lucru Dumnezeu în viața noastră. Fără pocăință, până la capătul vieții, să știți că nu vom putea să fim viitori. Trebuie în fiecare moment să ne verificăm viața în lumina Scripturii, apoi să cerem putere din partea lui Dumnezeu ca să scăpăm de tot care ar putea să ne rețină în ziua venirii Domnului Iisus Hristos. Să alergăm cu stăruință în această alergare și să nu uităm, să nu uităm că avem o datorie sfântă. În așteptarea noastră trebuie să fim lumini în această lume. Această femeie a dat tot, a spart acel vas cu mir și a predat viața în mâna Domnului Iisus Hristos și viața i-a fost o viață nouă. În 1 Corinteni, capitolul 5, cu asta vreau să-mi opresc, cuvântul Domnului spune așa de frumos și aș vrea să fie valabil și pentru noi în fiecare zi. 2 Corinteni, ce scuze, capitolul 5, versetul 17. Căci dacă este cineva Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus. Iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Cine face aceasta? Iisus Hristos. Dar ceea ce trebuie noi să facem, să ne spălăm hainele, sângele Mielului, tot timpul vieții. Să privim la jertfa Lui. Să privim de unde ne-a scos. Să privim ce ne-a pregătit El nouă. Să credem pe cuvânt, să credem promisiunile Lui. Să ne încredem cu toată viața și să ne punem toată viața în slujba Lui. Și bineînțeles că nu vom avea decât de câștigat și în ziua aceea Domnul Iisus va spune, vine, slugă, Domnul să ne ajute să ne pocăim, să slujim pe Domnul în toată inima și viața noastră să fie predată 100% în mâna Lui și în voia Lui. Amin. Frați și surori, vreau în seara aceasta să mergem cu o întrebare acasă. Cât iubești?